Am respirat pe lângă jucăriile astea și au început să cânte. Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi vă voi vorbi și vă voi arăta câteva dintre jucăriile cu care se joacă Daniel și jucării pe care eu le recomand. De ce fac filmulețul acesta? Pentru că știu că se apropie perioada în care toată lumea vrea să cumpere cadou copiilor. Și pentru că primesc foarte multe întrebări legate de jucăriile copiilor, cu ce se joacă, de unde le cumpăr, ce recomand, alte mămici care spun, vai, dar nu știu ce jucării să-i mai cumpăr, nu se mai joacă cu nimic, se plictisește repede, nu știu ce să-i mai fac, cum să îl conving să se joace mai mult și așa mai departe. Și atunci am zis, ok, hai să fac un filmuleț. De fapt, vor fi două. Unul cu jucăriile lui Daniel și unul cu jucăriile Melisei. Și nu vi le voi arăta pe toate, am ales câteva care sunt mai interesante și mai faine, după părerea mea, pentru că altfel aș sta să vă vorbesc vreo săptămână. O să le iau așa puțin și pe categorii de vârstă. Sunt și jucării, adică eu în general caut jucării care să le placă, care să-i țină ocupați, dar și, care să și dezvolte anumite abilități, anumite capacități ale copiilor, adică nu doar să se joace și atât, ci și să învețe ceva, să-i ajute cu ceva. Haideți să nu ne mai lungim, că oricum o să vorbesc o grămadă în acest filmuleț. O să vă arăt mai întâi două jucării pe care le recomand cam de la vârsta de un an sau când începe copilașul să meargă. Mie îmi plac foarte mult jucăriile de la firma, nici nu știu cum se pronunță, e firma asta aici, VTech, nu știu cum se pronunță. Asta este foarte faină de la un an, are sfoară, este un trenuleț. Are chestiile astea să deschidă, una se învârte, alta se dă în jos și asta se apasă. Și bineînțeles cântă, dar am oprit-o să nu mai cânte. Asta iarăși mi se pare așa foarte faină. Gata, l-am oprit să mai cânte. Asta mi se pare așa foarte faină în jurul vârstei de un an. Daniel a primit, deci toate jucăriile sunt fie cumpărate, fie primite de la prieteni și cunoscuți. Nimic nu este de reclamă. Asta o recomand foarte, foarte mult. Daniel și acum o mai prinde, o trage și se joacă foarte mult cu jucăria asta. O să încerc să vă las link-uri către toate jucăriile pe care le găsesc eu pe internet. Dacă nu le găsesc, mergeți în magazinele cu jucării, cu siguranță o să le găsiți acolo. O altă jucărie foarte faină este tot asta, așa, tot cu sfoară, care lui Daniel îi place. Asta eu i-am cumpărat-o. Bineînțeles, și asta are muzicuțe pe aici, luminițe, butoane. Și are biluțe din astea care se bagă aici și ajung acolo. Și asta i-a plăcut lui Daniel foarte mult. Și uneori se joacă cu Melissa. El ia una, Melissa una și le trag amândoi prin casă. O altă jucărie pe care i-am luat-o lui Daniel chiar când am plinit un an este un garaj cu mașini. Care are mai multe funcții, se pot face mai multe lucruri cu acel garaj, dar care îi place și în ziua de astăzi și se joacă foarte, foarte mult și el și Melissa. Și oricum lui Daniel îi plac foarte mult chestiile așa cu topogan, să lase mașinile să alunece așa pe un topogan sau pe suprafețe înclinate. Și atunci, dacă am observat că lui îi plac lucrurile astea, i-am cumpărat jucării de genul acesta. Și la jucăriile astea vin foarte, foarte multe mașinuțe, elicoptere și tot felul de chestii. Eu o să vi le arăt așa scurt pe toate și o să vă las link-uri în descriere. Ce-mi place mie la jucăriile astea este că sunt foarte, foarte rezistente. S-au jucat copiii o grămadă cu ele, Daniel le-a aruncat și pe scări și rezistă. Toate au buton ca să le oprești dacă nu vrei să îți cânte. Fiecare cântă în funcție de
tipul de jucărie care este asta, fiind un elicopter de salvare, atunci cântă în domeniul respectiv. Și toate mașinuțele astea, nu știu cum să arăt, au aici așa niște chestii astea care se apasă. Și jocurile, bine, se pot face tot felul de circuite, de jocuri din astea așa, să cumperi tot felul de părți și să faci așa ca un mic orășel. Și jocurile alea au diverse denivelări și atunci în funcție de denivelări se apasă aici anumite chestii de astea și îți spune altceva fiecare mașină. Adică, de exemplu, dacă ajungi la un loc de parcare, acolo sunt anumite denivelări când parchezi mașina și atunci o mașinuța sau jucăria recunoaște că este pe un loc de parcare și îți spune ceva de genul, na, acum parcăm. Sau dacă te duci la benzinărie, acolo sunt alte denivelări și când mergi cu mașina se apasă altfel butonașele astea și mașinuța recunoaște că a ajuns la benzinărie și îți spune, acum trebuie să alimentăm. Adică sunt foarte inteligent construite mașinuțele astea și noi avem o grămadă, nu avem chiar toată colecția, că sunt foarte, foarte multe. Avem tractorul, asta îi place lui Daniel foarte mult. Asta este așa simplu, dar mai avem încă un tractor roșu care are și remorcă. Bine, remorca se și poate scoate. Și are remorcă. Cu asta transporta fân. Asta este una dintre. O să vi le arăt scurt pe toate pentru că sunt atât de haioase și atât de drăguțe. O avem pe Minnie Mouse. Asta de fapt este a Melisei, ăsta este al lui Daniel, am luat ca să aibă la fel, să nu se certe, dar tot așa, cu aceleași butonașe pe aici, să opresc să nu cânte, și fiecare mașinuță spune ceva. Am oprit-o? Așa, ce mai avem? Avem taxiul, mașina de pompieri. Și toate sunt așa micuțe și compacte și rezistă foarte, foarte bine la șocuri. O mașinuță de tractat. Am avut... asta, nici nu știu pe toate cum se numesc. Bine, scrie denumirea în germană, dar asta, cisterna asta. Așa, și asta se poate desface. Mașina asta, cred că nici nu sunt toate aici, deși tot am încercat să le țin grupate, dar sigur nu le avem pe toate. Și asta e oprită, betonieră. Asta e altă. Ia să le opresc. Asta, last wagon, nici nu știu exact cum se numește, ceva, un fel de camion, cred că vrea să fie. Așa, asta este avionul, asta venea la un alt joc, dar sunt diverse jocuri, dar din aceeași familie, dacă are sens ce spun. Asta este un trenuleț care are o remorcă, care pietre și mai are o remorcă, asta era cu două remorci. Și cred că mai tot poți să iei remorci acolo și să agăți mai mult. Asta era așa. ABC și pe spate 1, 2, 3. Și asta îi plac lui Daniel. Am observat că îi plac foarte mult jucările astea așa, gen trenuleț cu vagoane sau mașini cu remorci. Cu o alta foarte drăguță era, adică era asta. Așa, mașină decapotabilă cu rulotă. Asta e iarăși o altă locomotivă. Și asta se pornește pe undeva. Cred că asta a rămas fără baterie. Vă dați seama că au cântat de le-au zăpăcit copii. Dar se pot schimba bateriile. Au șuruburi. Desfaci, înlocuiești bateria și după care închizi la loc și astfel chiar dacă copiii le dau pe jos sau așa nu se desfac, nu sar bateriile, un lucru care este foarte ok. Asta este un alt elicopter, asta este o mașină de curse,
Mai sunt de poliție, ambulanțe, mașini de înghețată, sunt tot felul de chestii. Noi le avem pe listă și le cumpărăm așa, cu diverse ocazii și asta e oprită. Așa, deci astea sunt niște jucării cu care s-a jucat Daniel foarte, foarte mult și se joacă în continuare. Tot cam din aceeași categorie, adică este tot de la aceeași firmă cu același gen de mașini, este mașinuța asta de tractat și asta i-a plăcut foarte mult, tot așa cu diverse butoane și diverse funcții pe aici. Da, tot felul de butoane, de chestii pe aici, așa, în fine, să opresc să nu mai facă gălăgie. Și să vă arăt la ce mă refeream, să văd cum reușesc să ajung acolo. Dacă observați, sunt chestiile astea ridicate așa. Ei, când intră mașinuța aici, se apasă butonașele alea și atunci mașinuța recunoaște că urcă pe o mașină de tractat, de exemplu. Și asta i-a plăcut lui Daniel foarte mult și se joacă în continuare cu ea. Bine, cântă, face tot felul de chestii și chiar dacă o are de mai bine de un an, se joacă în continuare foarte mult. Bineînțeles, îi place să-și pună mașinuțele celelalte, să le pună, cum vine asta, așa, să bage mașinuțele pe aici, să le plimbe, să le care, să, da, le recomand. Una care e tot din aceeași familie, numai că astea le-am luat așa în grabă de sus și mai lipsesc piese, dar copiii dorm și nu o să mai merg să le caut acum. Bine, eu nici nu mai știu asta exact așa cum e, asta este tot așa un avion, este de la aceeași firmă, era cu avionul ăla mic la set, a venit. Așa era cu avionul ăsta și practic aici se deschidea și se desfăcea așa ca un topogan, dar lipsește piesa din mijloc, cea de legătură și atunci avionul ăsta mai mic putea să alunece frumos de aici. Și asta mi-a plăcut foarte mult lui Daniel, tot așa cu diverse butoane, cu diverse funcții pe aici. Și înăuntru pot să mai bage jucării și să le plimbe și să se joace cu ele. Cu asta se joacă și Melissa, transportă câini, tot felul de lucruri și sunt foarte, foarte rezistente jucăriile acestea. Eu deja am în coșul de cumpărături alte jucării pe care vreau să le cumpăr copiilor și o să vi le arăt dacă e după ce le cumpăr. Acum vi le arăt pe cele pe care deja le avem, pe care le-am folosit și care le-au plăcut copiilor foarte mult. Un alt joc care lui Daniel i-a plăcut foarte mult e chestia asta așa de lemn cu mașinuțe. La grădiniță are chiar unul așa foarte mare cu mașinuțe și a fost fascinat. Asta a primit-o cadou și i-a plăcut mult de tot. Care pur și simplu sunt mașinuțe din astea. Le pui și se plimbă. Și mie mi-a plăcut jucăria asta. Da. Asta este iarăși o jucărie foarte interesantă. O altă jucărie pe care eu o recomand cam de pe la vreo 2 ani sunt mașinuțele de genul acesta care au tot felul de șurubușurile, după cum vedeți asta nici nu mai are. Nici nu mai are toate roțile că le-a desfăcut și asta e tot în genul acela, la asta ea îi lipsește fața și sunt așa cu, n-am adus și șurubelnița,
sunt așa tot felul de șurubelițe și bineînțeles se pot desface și asta îi ajută foarte mult pe copii, mai ales dacă sunt genul de copii cărora le place să stea să meșterească. Și deja de pe la vreo 2 ani îi țin ocupați jucările de genul acesta, însă este și o mare provocare pentru noi, mămicile, să avem grijă să nu se piardă piesele. Eu tot încerc să le țin pe toate grămadă, dar inevitabil se mai pierd din ele, dar când mai fac ordine sau așa, încerc să le pun iarăși pe toate la loc ca să le aibă să se poată juca. Dar se dezvoltă foarte mult, pe lângă faptul că trebuie să țină minte ce de unde au desfăcut, dar și să țină șurubelnița să rotească, adică sunt niște jucării foarte utile și poate să stea foarte mult timp acolo, le dezvoltă și răbdarea și stau așa, cel puțin Daniel stă și meșterește. Bine, nu stă singur prea mult, are nevoie de susținători acolo să îl ajutăm, să așa. Dar sunt niște jucării care lui i-au plăcut foarte mult și Melisei i-au plăcut genul acesta de jucării. Are și ea elicoptere și alte chestii tot așa care se desfac și se găsesc tot felul de mașini, camioane, lucruri de genul acesta care să se desșurubeze. Bun, și acum haideți să trecem puțin la partea mai educativă. Deci astea sunt cele cu care, să zicem, se joacă. Și o să vă mai arăt câteva jocuri, jucării ok pentru vârstele lor și cel puțin cu care Daniel se joacă foarte mult. Și anume sunt puzzle-urile acestea, care sunt, nu sunt puzzle-uri obișnuite, ci pur și simplu sunt așa cu animale, de exemplu, dar au așa forme din astea mai atipice puțin, adică nu sunt chiar puzzle-uri obișnuite, dar sunt ok pentru copilași. Aici îmi zice recomandat de la 18 luni. Daniel, cred că undeva pe la 2 ani a început să arate interes față de puzzle-urile astea și le face și le reface de foarte, foarte multe ori. Dezavantajul la acestea este că sunt de carton și Daniel uneori strică puzzle-urile de carton, dar găsiți pe același principiu, sunt foarte multe puzzle-uri de lemn, avem și din alea, n-am mai adus jos, avem și din alea foarte multe și alea îi plac foarte mult lui Daniel și îl ajută așa să-și dezvolte viziunea, să vadă unde se potrivește forma, să-și dea seama, nu știu, îl ajută foarte, foarte mult și să le pună și să le așeze, să se potrivească, că de multe ori știe că o piesă se potrivește într-un anumit loc, dar trebuie să o mai sucească, să o mai miște un pic ca să cadă fix pe fix acolo, să se potrivească și da, lui Daniel îi plac foarte mult puzzle-urile de genul acesta și astea, de exemplu, astea eu le-am luat la mâna a doua. Multe jucării, bine, nu foarte, foarte multe, dar au fost câteva jucării, puzzle-uri de lemn și din astea așa, pe care eu, de exemplu, le-am luat de pe internet. M-am uitat așa, erau părinți care le-au avut pentru copiii lor, copiii s-au făcut mari și nu mai au alți copii și pur și simplu le-au vândut la niște prețuri foarte mici. Adică găsiți jucării și așa, nu trebuie neapărat să le luați pe toate noi. Dacă vreți, n-aveți decât. Dar eu multe le-am luat și la mâna a doua, mai ales că am văzut că sunt într-o stare foarte, foarte bună și am zis, de ce nu? Este și asta o variantă. Așa, bun. Și alte jucării care lui Daniel îi plac sunt puzzle-urile, dar puzzle-urile le-am luat special pentru vârsta lui, gen din două piese. Este asta care este foarte fain cu diverse utilaje, mașini și chiar le recunoaște și le potrivește foarte, foarte fain. Dacă ați văzut vlogurile, deja știți, de exemplu, trenuleț, excavator și așa mai departe și el stă și le potrivește foarte frumos, tractor, mașină de poliție, autobuz și așa mai departe. Și astea sunt foarte faine, mai ales pentru băieți, dacă le plac mașinile și așa. Sunt super puzzle-urile de genul acesta. Eu mai arăt și în vloguri așa când ne jucăm, dar nu încerc să nu filmez doar cum se joacă copiii, pentru că ar așa aglomera foarte tare vlogurile doar cu activități împreună cu copii. Din cauza aceasta am făcut un canal secundar unde așa
aleatoriu, când mă joc cu copiii sau când facem ceva și îi filmez, pun acolo filmulețele. Nu sunt filmulețe foarte profi sau așa, dar sunt filmulețe cu diverse jocuri, activități, jucării, cum ne jucăm noi, cum le explic eu copiilor, cum îi fac să se joace, așa că dacă sunteți mămici, părinți și vă interesează, o să vă las link în descriere. Sau dacă sunteți, aveți copii care nu prea au poftă de joacă, puneți-le un filmuleț de acolo și îi facem noi poftă să se joace. Asta așa ca o mică paranteză. Aici mai am două puzzle-uri pe care încă nici nu le-am desfăcut. Abia ce le-am comandat. Sunt tot așa de la 2 ani jumate. Sunt puzzle-uri cu câte 6 piese. Astea le-am luat tot așa cu utilaje agricole, că îi plac foarte mult tractoarele. Adică am încercat așa să rulez, să văd cam ce l-atrage, ce îi place, și îi plac tractoarele, îi plac trenurile, mașinile, e clar. Și astea așa cu topogan. Da, și am luat și aici cu animale, tot așa, 3 puzzle-uri. Astea sunt faine că sunt câte 3 puzzle-uri în cutie și mi se pare foarte, foarte ok. Că sunt 3. Așa, iarăși puzzle-uri tot din 2 piese. Astea sunt pentru a recunoaște culorile. Sunt câte 2 piese de culori asemănătoare și trebuie să le grupeze. Să vă arăt un exemplu. Ia să vedem ce găsesc aici. Care era? De exemplu, astea două sunt pereche, da, bine, inversat să dețin. Așa. Și atunci trebuie să recunoască culorile și să potrivească piesele. Astea de la Norris sunt faine, dar sunt foarte subțiri, sunt cam slabe calitativ și se îndoaie. Dar așa, ca idee, ca și concept, sunt foarte faine. Puzzle-urile, numai că, na, calitatea e așa, nu rezistă la copii, la asta mă refer. Astea de la Ravensburger sunt mai groase și astea sunt puzzle-uri de 2 piese, tot așa cu diverse animale. Și la început, astea sunt groase, sunt rezistente. Și la început ei nu au nevoie de puzzle-uri prea complicate, de exemplu pe la un an și jumătate, 2 ani. Astea sunt perfecte că sunt doar câte 2 piese și îi ajută să le să recunoască când se potrivesc 2 piese, da. Și pe aceeași idee mai avem aici și puzzle-ul ăsta e foarte fain, cutia asta. În cutia asta sunt 4 puzzle-uri. Avem puzzle cu 2 piese, puzzle cu 4 piese, 6 piese și 8 piese. Și cu asta puteți să-l țineți ocupat foarte mult timp. Foarte practic. Un alt puzzle foarte fain, tot din 2 piese, cu animale și puii lor. Animalele și puii lor. Și aici, practic, avem mama iepure cu puii de iepuri. Și atunci trebuie să recunoască, practic, același animal în stadiul de pui și în stadiul adult. Și trebuie să le grupeze. Și astea sunt foarte faine. Asta deja, după cum vedeți, a suferit foarte mult. Asta o avem multe. Le avem de când era și Melissa mică. După cum vedeți, se văd semnele cum că le-am folosit. Un alt puzzle foarte fain în care trebuie să asocieze, de exemplu, mărul întreg cu cotorul de măr. Adică să-și dea seama că sunt lucruri care merg împreună. Sau păpușa cu căruciorul pentru păpuși. Sau locomotiva cu vagonul. Sunt foarte multe din astea așa înăuntru. Masa cu scaunul. Numai că, bineînțeles că nu o să le găsesc acum repede, da. De exemplu, să vadă masa cu scaunul și să-și dea seama că astea merg împreună și să le grupeze. Și sunt așa, și le dezvoltă foarte mult imaginația, foarte mult stăm și povestim pe baza lor. Și un alt lucru foarte fain pentru copii, așa, de la un an. Eu pentru ei, bineînțeles că în asta nu mai am decât cutia, dar sunt aceste planșe de pictat cu apă. Adică, practic, planșele sunt albe și în momentul în care ei pictează și le udă, deci doar apă vă trebuie, atunci se colorează și se fac diverse peisaje. Astea sunt foarte, foarte faine pentru că nu se murdăresc. Așa dacă le dăm acoarele, tempera și alte cele, murdăresc. Fac multă mizerie, dar așa cu apă, chiar dacă udă, chiar dacă stropesc în jur, se usucă și
Sunt foarte, foarte faine. Am văzut multe jocuri de genul acesta și lui Daniel. I-au plăcut, bineînțeles, că și Melissa vroia, chiar dacă nu mai erau pentru vârsta ei. Dar se jucau, după care în vreo 5 minute se uscau și puteau să o ia de la capăt să mai picteze încă o dată. Adică se pot folosi și refolosi de mai multe ori. Adică nu rămân, odată ce le-au udat și le-au pictat, nu rămân pictate, nu rămân colorate. Asta e fain. Se usucă și iar se albesc foile, iar poate să le coloreze și sunt, adică se pot refolosi. Și eu acum nu am la îndemână, dar mai sunt și niște cărticele de colorat care sunt tot așa, par albe, dar sunt cumva făcute în așa fel încât copilul, în momentul în care desenează, chiar dacă el desenează, măzgălește doar așa, se colorează doar desenul, un anumit desen de pe foaie și are sens, nu știu cum să explic, o să încerc să vă caut poze și să vă las, dar inițial foaia pare albă și când copilul colorează și măzgălește, atunci se întrezărește un fluturaș, o minge, o ceva și iarăși. Pentru copilași mici care nu știu să deseneze în contur, sunt foarte, foarte utile și acele cărticele de colorat. Eu cam asta mi-am pregătit aici să vă arăt. Sper că măcar ceva din ce v-am arătat vi s-a părut interesant, vi s-a părut util. Probabil multe dintre ele le știți și voi, poate altele le-ați descoperit acum. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, eu vă invit să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Dacă aveți copii și vă interesează activități cu copiii și alte lucruri, vă invit să vă abonați și la canalul destinat copiilor sau făcut cu copii și pentru copii. Mai vreau să zic ceva? Cred că nu. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!